Generalul Constantin Dragu, cel care a pus temelia Casei Naționale din Isporeni, cunoscută ca și Casa de Cultură, a fost decorat post-mortem cu titlul de cetățean de onoare. Decizia a fost luată săptămâna trecută de către consilierii locali. Cei care i-au făcut un demers către autorități în acest sens sunt tinerii din cadrul asociației Faptă Nu Vorbă. Deși zilnic zeci de oameni trec pe lângă acest edificiu cunoscut ca Casa Națională în Isporeni, puțini însă îi cunosc istoria. Prima piatră de temelie a acestuia a fost pusă în anul 1926 de către generalul Constantin Dragu. 4 ani mai târziu, clădirea și-a deschis ușile. Adrian Ungureanu, președintele asociației Faptă Nu Vorbă, afirmă că în perioada interbelică clădirea era sufletul localității. După invazia rușilor, edificiul a trecut prin mai multe renovări, fapt ce a schimbat mult aspectul acestuia. De fapt, a fost prima casă națională construită în afara vechiului regat și respectiv era un model pentru Basarabia, Bucovina și Ardeal. A fost construit în stil neoromâniesc și pentru acele timpuri era practic cel mai important edificiu a localității noastre. Aici se duceau cele mai importante evenimente culturale, politice, chiar aș putea spune. Timp de 3 ani de zile, tinerii din cadrul asociației au încercat să descopere cât mai multe informații despre clădirea cu pricina. Aceștia au aflat că cel care a pus bazele edificiului a fost un general originar din Oltenia. De ajutor le-au fost imaginile și procesele verbale din arhivă, dar și cele povestite de bătrâni. Noi am identificat că, practic, Casa Națională a fost ctitorită de un oarecare general, generalul Constantin Dragu. În prezent încă avem puține informații, totuși toate duc la această persoană. În vreme de pace, să spunem așa, a fost comandant al Corpului 3 Armate Chișinău și totodată vedem paralele, anume în perioada asta el s-a ocupat și de Casa Națională. În acele timpuri, nisporenienii au apreciat aportul generalului denumit și un adevărat meșter manole pentru Basarabia. Atunci acesta a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Nisporeni. Faptul că evenimentele istorice din acea vreme au dus la pierderea acestei informații a motivat asociația Faptă Nu Vorbă să înainteze un demers către primăria orașului Nisporeni. Noi am depus un demers către primărie, în speranța ca Consiliul Local să aprobe să reabiliteze numele generalului Dragu și să restabilească titlul onorific cetățean de onoare. În regulamentul pentru oferirea titlului cetățean de onoare a orașului Nisporeni nu era specificat că poate fi acordat unei persoane post-mortem și la fel nu era nimic specificat că se poate restabili. Noi am fost nevoiți, schimbăm și regulamentul, s-a inclus și acest detaliu, că se poate acorda și persoanelor post-mortem. Tot la inițiativa tinerilor, în luna februarie a anului curent, pe clădire a fost instalată o placă comemorativă în cinstea marelui general. Generalul Constantin Dragu s-a născut la 8 noiembrie 1873 în localitatea Stroiești, Vâlcea.